Prea cu cerdici părinți, stimați invitați, dragi făticineni, mă bucură faptul că astăzi suntem aici împreună pentru a redeschide Biblioteca Municipală din Fălticeni și în același timp Muzeul Fălticenului Vasile Ciurea, pentru că avem aici o clădire frumoasă care îndeplinește două roluri, ca să spun așa. Și ne bucură faptul că am reușit, într-un timp relativ scurt, să realizăm această reabilitare, această modernizare. A fost un gest absolut normal, absolut firesc și aveam o datorie morală, atât eu cât și colegii din Consiliul Local, să facem tot ceea ce depinde de noi pentru a reuși să îndeplinim o datorie sfântă de a păstra și de a reabilita, de a repara o clădire emblematică pentru Fălticeni. Spuneam de două instituții care vor avea loc aici, în Muzeul Fălticenului, în Biblioteca Municipală, dar o să mai avem un spațiu dedicat și un spațiu pe care o să-l numim Grigore Elisei, pentru că un fălticinean de al nostru a pus umărul la tot ceea ce înseamnă dezvoltarea și creșterea patrimoniului cultural printr-o donație extrem de generoasă și multe din operele pe care maestrul Grigore Elisei le-a adunat de-a lungul vieții se vor regăsi aici, într-un spațiu dedicat, așa cum spuneam. Îi mulțumim și am să-l rog să ne spună câteva cuvinte.